Hei, bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi m-am trezit foarte bine dispusă din cauza vremii de afară, dar știu că multe lume m-ar înjura pentru că îmi place vremea asta ploioasă, dar n-am ce să fac. Mă bucur că s-a mai răcolit afară, dar știu că am vorbit în ultimele clipuri, nu mai am de treaba asta, dacă eram într-un fel sau altul frustrată. As! Da, câinele meu sfore foarte, foarte tare. Cum ziceam, vreau să vă pregătesc un tutorial de toamnă, dar nu vreau să fac unul clasic, nu știu, mi-a scos niște nuanțe mai nebune, adică vreau să fac ceva cu mov burgundiu acesta, am scos și un fel de glitter, mă rog, nu-i glitter, e un pigment. Mă induce în eroare sfărăitul câinelui meu, îmi pare rău dacă o să fie și acest câine, dar nu pot să-l dau afară, plouă și stă foarte drăguț aici, nimeni nu să-l dau afară. Așa, m-am uitat la niște poze să mă inspir pe Pinterest și am văzut niște chestii, o să încerc să recrez așa ceva. Și din pozele alea și din capul meu, o să vedem ce o să iasă, habar n-am ce minune o să fac, dar mă rog. O să încep prin a mai pica o bază și anume aceasta de la MAC Prep & Prime, o știți că am mai folosit-o. Am scos și această paletă de la Too Faced Natural Matte pentru că tot timpul mă ajut de ea. Și o să iau mai întâi acest fard de aici, să uniformizez toată ploapa, pentru că este cam venoasă, ca să zic așa. După aceea o să vin cu o pensulă de blending pe AliExpress, care este aceasta, nu știu cât de bine o să o vedeți, este în unghi. Îmi place foarte mult să aplic fardul în pliu cu ea. Și, ce să iau, ce să iau? O să iau această nuanță de aici, strapless, cum s-o pronunța, ca fard de tranziție. Nu știu ce minune o să fac eu pe aici, poate este o mare tâmpenie. Vreau să vă întreb dacă ar vrea cineva să vadă un tutorial de machiaj, exact ca acela cum mă machiam eu la 15 ani, dar mult mai ok și fără greșelile de rigoare. Mă gândeam să fac, plus că este potrivit pentru toamnă, care nu mai e nuanțe de maro și portocaliu. As! Aoleu, în ce hal pasă scură e câinele ăsta. Și cred că o să încep prin a-mi adăuga fard închis aici, în colțul interior și în colțul exterior, lăsând mijlocul pleoapei libere. Și o să încep cu acest fard de aici, care se cheamă Risqué. Îl aplic aici și aici. O să vin cu altă nuanță, dar momentan e ok și asta. Aoleu, sper că m-au auzit. Și nu este foarte enervant, sfărăitul câinelui, da. Așa, am uitat să vă zic că aplic cu o pensulă de la Elf de blending. Arată cam așa. Așa, și după ce am aplicat, blenduiesc, bineînțeles. După ce am pus acel fard, o să vin pe mijlocul pleoapei cu acest creion Jumbo Eye Pencil de la NYX, care este nuanța French Fries. O să-l aplic pe mijloc. Eu vin cu acest fard de la Melchior în nuanța prun. O să-l iau tot cu pensula de la Elf și o să iau puțin și scutul foarte bine, că este foarte pigmentat și puțin prăpus. Să-l pun unde l-am pus și pe cel de la Too Faced, adică în colțul exterior și în colțul interior. Bineînțeles, nu uitați să blenduiți foarte, foarte bine. Am uitat să zic, am făcut la ochiul ăsta deja și nu am filmat, nu mi-am dat seama că nu filmez. Iau pensula mare de blending cu acest far din paleta Too Faced și blenduiesc marginile acestea. Pigmentul pe care o să-l aplic în mijloc este de la Makeup Revolution, în nu știu ce nuanță, dinamic, cred, un încăpăcel. Rom cu Fix Plus-ul de la MAC. Dau pe pensulă și iau acest pigment. Nu, e prima oară când îl folosesc și nu credeam că e chiar așa. E foarte frumos, dar o oră prea se pupă cu mov-ul ăsta. Cred că o să trească să bag ceva în maro să mai iau din mov-ul ăsta, că e prea, prea. Nu e nimic, experimentăm. Și știți cum e, nimic nu este bine din prima, așa că nicio problemă. Să vedem ce o să iasă la sfârșit. Că așa doar cu ochii zici că-s bătută, dar după ce termin și după ce aplic și machiajul feței și rimel, poate și gene, o să arate mai de doamne ajută. Să iau pensula în unghi pe care am luat-o mai devreme și cred că o să tai un pic cu acest far de aici, Expresso. Expresso.
Deci acest piment îmi place super mult. E absolut superb și e perfect pentru toamnă. Am dat 9 lei, cred că, pe el, de pe Aoro, de la Menka Revolution. O să vă las linkul lui în descriere, ca de obicei. Mi-am făcut și niște linii de tuș, nu sunt cele mai perfecte linii de tuș, dar mă gândesc că, nu știu, parcă arată mai ok cu acest machiaj. Da, acum o să mi-i continui fața și pe urmă revin la ochi. Îmi plac foarte mult pensulele acestea de la Real Techniques și pensulica asta mică îmi place foarte mult cum aplică tușul. Și am folosit astăzi tușul de la Maybelline, acela pe care îl au de Jaclyn Hill, Eye Studio Last in Drama. L-am găsit pe Aur. O să vă las și linkul lui în descriere, bineînțeles. O să iau primerul pe care îl folosesc cel mai des, este de la Maybelline Baby Skin. Îl pun în jurul nasului și îl întind pe față puțin. Și după ce am lăsat primerul să se așeze mai bine, o să folosesc acest frunetet de la L'Oreal Accord Parfait, care este cam pe terminate, scutur bine. Și o să-l aplic cu burețelul de la Real Techniques. Deci îmi place la nebunie acest frunetet. Dacă ar fi o nuanță un pic mai deschisă, ar fi perfect. Este nuanța 01, porcelan, mă rog, cea mai deschisă nuanță pe care o au și fac acel triunghi magnific. Nu știu, cred că este corectorul meu preferat acesta. Are un preț super bun, 34 de lei și cum s-a deschis și în București magazinul Nic, puteți să dați o fugă. Am fost și eu în noul mall, îmi place foarte mult aspectul lui, ca să zic așa. Am fost și în Forever 21, foarte dezamăgită. Adică au prețuri super mari pentru calitatea produselor de acolo. Singurul loc unde am mai fost în Forever 21 este, mă rog, a fost în Berlin și am găsit acolo super multe chestii la prețuri foarte bune. Per exemplu, mi-am luat fuste cu 10 euro, ceea ce înseamnă 40 de lei și nu cred că am găsit ceva decent la 40 de lei. Am uitat să mă dau că mi-am scos și această paletă pe care am primit-o de la o colegă. Este această paletă de contur care are mai brățe cremă. Cred că o să iau una între ele să-mi conturez fața. Să iau pensulica asta, nu știu dacă funcționează. Așa, cum ziceam, sunt, mi se pară foarte exagerate prețurile de la Forever. Bine, dacă stai să cauți, găsești și chestii la prețuri ok, dar majoritatea hainelor le găsești în H&M și eu zic că au o calitate un pic mai bună. Nu zic că am văzut haine urâte, că am văzut multe haine frumoase care mi-au plăcut, dar n-aș da banii pe o bucată de material care nici măcar nu e material ok. Ok, și acum că am blendat totul destul de bine, o să folosesc pudra mea preferată asta, corectorul de la L. Pe urmă o să-mi coc fața, după cum îmi place mie să spun, cu această pudră de la L, care este pulbere și o să torn ca lumea în capac. Iar pe urmă o să vin cu buretele. O să-mi fac sprâncenele și o să folosesc clasicul meu creion mix de sprâncene, micro, brow pencil, în nuanța brunet. Cred că v-ați dat seama că preferatul meu este și acesta al treilea sau al patrulea pe care îl cumpăr. Așa, și după 100 de ani după ce mi-a făcut sprâncenele, cred că a avut destul timp să se coacă treaba asta pe fața mea și o să iau o pensulă mai coasă. O să iau pasta de la ELF, Complexion Brush. Și tot cu ea o să aplic ce-a mai rămas în capac pe restul feței. Și duminică să știți că apare un clip cu ce cărți am aici. Ah, și am uitat să-mi acopăr coșurile de pe frunte. Așa, și tot cu aceeași pensulă o să iau paleta de la NYX de conturare și iluminare. Iau acest fard să-mi bronzez fața. Pentru cu această pensulă în unghi vreau să îmi conturez un pic mai bine fața.
Pentru a termina ochiul să iau această pensulă tot din colecția aceea cu 5 pensule de la Real Techniques și o să încep cu acel Risqué din Too Faced Natural Matte. Să-l pun aici în colțul exterior. Cred că o să iau această, seamănă cu o pensulă de blending, dar este mai mică, de la el. Vreau să fie mai smoky. Pe urmă iau Sexpresso și aplic tot așa peste. Pe urmă tot cu pensula de la Real Techniques o să iau, dar mă și găsesc acum. O să iau tot eyelinerul de la Maybelline și o să-l aplic pe conjunctivă, pe post de creion negru, nu știu, îmi place foarte mult și rezistă super bine. O să-l aplic și sus și jos. Și ce mi s-a năzărit mie să mai fac, sper să nu stric toată treaba, este să pun niște pigmente în colțul interior și sper să nu fac lată. Nu știu ce nevoie o să iasă, mi-e frică. Nu prea-mi place cum arată, dar să pun și aici. Să adaug din paleta asta de la Sleek Sunset, o să adaug pe asta, deci nu știu cum se cheamă pentru că nu mai am foiță. Da, mai bine nu adăuga. O să opresc camera să mă dau cu rimel, pentru că nu are rost să stau să mă bibresc atât cu rimel în fața camerei și până mă revin să-mi fac restul feței și buze. Da, asta tocmai s-a mutat lângă mine și sfură mai rău. Așa, și să-mi continui fața încă mai am puțin. O să folosesc acest blush de la ELF, care arată cam așa. Este nuanța Peachy Keen. Am ales un blush mai soft, că la ce mi-am făcut la ochi. Ca iluminator o să folosesc paletul de la Sleek, acesta Solstice. Cred că o să iau nuanța portocalie de aici, cred, nu știu să vedem ce este. Da. Și o să aplic cu această pensulă Evantai, aoleu cât poate să sfore câinele ăsta. Și degeaba țipi, vorbești pe lângă el, n-are nicio treabă, doarme ca valizanga. Trebuie să țip ca să mă auziți. Așa, un pic aici. Cu degetul o să aplic pe nas. Să vedem ce ruș o să folosesc. Deci mi s-a întrerupt iar camera. Trebuie să-mi iau niște carduri mai mari de memorie. Ziceam că o să aplic acest ruș de la Boysenberry în nuanța Silhouette, pentru că este foarte puternic machiajul ochilor și o să-l aplic împreună cu acest creion de buze de la NYX, care are un nume foarte lung și este în nuanța Nude Suede Shoes. Ok, cam asta este machiajul. Așa, deci asta este mina pe care am creat-o astăzi. Am făcut totul așa după cum mi-a venit. Ați văzut că nu prea mi-a făcut cum am aplicat movul acela, dar mă rog. Eu zic că am reparat cât de cât treaba cu puțin gri și cu linia de tuș, care știu că nu este egală, dar trecem peste acest aspect. Sper să vă placă acest tutorial. Dacă mai vreți să vedeți și alte tutoriale și dacă vreți să fac acel tutorial cu machiajul din liceu, dar făcut mai ca lumea, să-mi spuneți în comentarii. Cum aveți, culorile sunt perfecte pentru toamnă. Culorile pe care le foloseam în machiajul meu din liceu și mă gândesc că s-ar potrivi de minune cu vremea de afară, care sper să o țină tot așa. Mă rog, nu strică soarele din când în când, dar să fie mai răcoare, pentru că nu mai sufăr căldura absolut deloc. Oricum, iar deviez. Sper să nu vă deranjeze foarte tare sfărăitul de pe fundal, pentru că n-am mult ce să-i fac. Uitați că aici jos aveți ultimele două clipuri puse pe YouTube. Aici puteți să dați subscribe dacă vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine. Dați un like dacă v-a plăcut acest clip și nu uitați să treceți pe Facebook, Instagram și Snapchat să vedeți ce mai postez, ce mai filmez, ce mai cumpăr și așa mai departe. Da, cam asta este pentru clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Cine vede data viitoare, vă pup! Pa!